Tot mai mulți mehedințeni și nu numai vor testarea pentru COVID-19. Persoanele care au prioritate sunt pacienții suspecți, iar numărul de locuri pe zi este limitat. De aceea sunt persoane programate și peste 3 luni. În incinta Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, este amplasat un container pentru testarea de coronavirus. Mehedințenii și cei din apropierea județului s-au înscris în număr cât mai mare pentru testul COVID-19. La nivelul unității noastre am amplasat un container care este autorizat prin DSP Mehedinți pentru recoltare pacienți în vederea identificării prezenței virusului SARS-CoV-2. Astfel, centrul nostru fiind singurul centru, de fapt laboratorul COVID, este autorizat la nivel de Minister Sănătății să determine aceste probe prin metoda RT-PCR. Totodată fac o precizare, prioritar sunt conform criteriilor de diagnostic aprobate de Ministerul Sănătății, astfel pacienții din UPU, pacienții suspecți, pacienții, screening-ul pacienților care se face prin solicitarea DSP, după care avem un număr limitat de locuri pentru testare în mod privat la solicitare. Numărul de locuri pe zi este de 20 de persoane, iar oamenii stau afară pentru test. Tot mai mulți oameni se tem de posibilitatea de a fi confirmați pozitiv.